atât fum, a? Încă fumegă România de la grătarele de 1 mai. Ei, că românul a fost fericit. Când a fost 1 mai, l-a sărbătorit. A, uite că am făcut și o rimă. N-am văzut român sărași de 1 mai. Fiecare a avut pe masă măcar un mic și o bere. Acolo de 10-12 lei și a fost fericit românul. A fost fericit. Mai greu de aia, care au mers la lofturi, nube, bube, chestii de alea, de vii cu elicopterul, te lasă în buza barului, a clubului, o șampanie, 12.000 de euro. Mă, 12.000 de euro o șampanie. Îți dai seama câtă responsabilitate o bei? 100 de euro un jet de pișat. O cafea să ne revenim. O venit. Cafea din Năsăud până în America o venit. Nu și-o dat oamenii numele, dar eu le mulțumesc. Pe buymeacoffee.com/NicuBendea. Pomană, nu cafea, e pentru meritele în câmpul muncii. Pomană la Slatina, PSD-ul a dat 5 mici șobere. Cozi de zeci de persoane, domnule. Dacă nu stăm la cozi, nu simțim micul în stomac. Nu simțim, pentru că așa trebuie reconstrucția începută. N-a zis domnul Ciolacu după ce a venit de la Kiev, zice, o să pornim reconstrucția Ucrainei. Să-mi bei bota, mă. Ce-ar fi să încep reconstrucția României? Aci în țară nu mai e nimic de făcut, le avem pe tătie. Tătă e făcut în România. A? Acum ne apucăm, refacem Ucraina, refacem Ungaria, refacem... Nu, că America e refăcută. Joe Biden, vine nevasta lui Biden în România. Că nu știu unde și-o pierdut Biden izmenile, în Polonia sau în Cehoslovacia. Sau... vine nevastă să cu câinii să-i amino, să-i da, tesă extraordinar. Acum m-am mai criticat, sau nu m-am mai criticat, îmi spuneți vorbe motivaționale. Las-o pe Bianca Drăgușanu, că nu-i mai subiect de actualitate, ba îi, că e a noastră din Petroșani. Ce-o zis Bianca Drăgușanu? Zice, eu când am nervi, îmi cumpăr un apartament. Dragi români, stimați subscriber, voi când sunteți nervoși, ce faceți? Ce vă cumpărați? O casă? Un teren? Un stadion? Eu la nervi beau o cafea de pe buymeacoffee.com/NicuBendea. Și așa, să leagă Robert, să leagă. Și așa au zis Bianca Drăgușanu, eu tot ce am cumpărat cu banii jos. Probabil că și cu hainele era jos în momentele. Mulțumim publicului feminin care n-ai prins-o, Robi. Banii jos, pe ca să ai banii jos, îți dai și haine jos și înainta. A, dar nu era de râs, mulțumim! Luptă universitatea! Ori pierdut cu Slatina, nu cu Slatina, sau cu Slobozia, tăcuse, ori pierdut socra cea mai fericită din lume. CFR-ul merge bine, m-a bonusat, mi-a dat un excursie la Diulo de 1 de maiule, cum ar zice și Arpi Teoric. Și zic că m-am dus, că weekendul ăsta stau acasă, mă feric, nu mai ies, mă feric. Am zis după prestația mea de la Ai Umor, zic unde să ies în weekendul următor, nu ies în Cluj, nu ies în România, că o să fie prea mulți după mine. Mă duc la Diul, acolo, retras, să nu simt prețul succesului. Da o pulă, că toată lumea era. De cum am intrat, vame, și să trăiți, domnul Bindea, așa ne-a plăcut la România, au talent de dumneavoastră, treceți! Treceți! Da, am trecut în stațiune. Numai bărbații își făceau poză cu mine. După aia m-am prins, mă, că tăți după aia le spun la nevesti. Vezi? Pula de la televizor, e mai gras ca mine. În fine, nicio doamnă nu și-a făcut și... Domnul Nistor, unde mă prindea? Un bărbat înalt, așa cu mustață. Unde mă prindea? Îmi și dădea o bere. Șoproni, not șopold. Băga tata la vezică. Ia! Yeah! Și la sfârșit a venit și mi-a dat și un păhăruț de pălincă de prună Williams, ruptă la 4-6. Bună! A doua oară am făcut... Acum a treia oară. Tai la montaj. Domnul Nistor cu SZ, familia lui venită ciudat din Bucovina. Familia maghiară venită în 1910 în Bucovina, a mutat undeva în Hunedoara, pe strada Bucovina, unde și-au făcut și pensiune Bucovina, cu capa. Nu fac reclamă, nu mă zic. Domnul Nistor cu SZ primește în cazare grupuri de până la 80 de persoane. Vă pup pe toți. Cum o zis? Nu știu cine era. Comentator Ilie Dobre. Cică, Hagi, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi și te pupăm peste tot. Nu chiar așa, dar ni. Vă pup prietenește. Weekend plăcut și dacă mă vedeți, nu-mi dați o bere, că
sătul de atâtea bere. Prețul succesului. buymeacoffee.com/NicuBendea. NicuBendea!